Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 1 ianuarie 2023 și avem niște temperaturi de septembrie, să zic așa. Albina nu prea ar avea ea nevoie de zbor acum. A ieșit ea pe afară, iată, ies pe acolo, toți sunt prezenți. Ce putem spune? E binevenit acest zbor. La ultima oară au zburat acum 3 săptămâni, undeva pe 10 decembrie. Ce mă bucură pe mine este că nu caută apă. O să vă arăt aici, am niște zone în care bine ar mai veni așa la apă vreo câteva. Iată-le acolo, dar nu caută în nebunie apă, adică s-ar putea 1-2 să fi început cu puietul, dar nu sunt prea mulți cu așa ceva. Eu mai mult mă uit de la furtișag, fiindcă albina n-are nevoie de zbor de curățire, să culeagă nu are ce și chiar se poate întâmpla să intre în furtișag, să facă furtișag, nu e mare lucru. Nu e mare lucru să facă furtișag și asta urmăresc, tocmai de aceea nu deschid foarte tare urdinișele. Ele vor ieși așa la zbor cu grămada, cum e și aici, dar îi las așa mai strânși un pic. Așa. Deci cine s-a pomenit să-ți fie frică de furtișag în luna ianuarie și pe întâi? Aici avem iernarea, niște regine de rezervă, da? Se vor transforma din regine de rezervă, se vor transforma probabil în familii. Să vedem cum iernează ele. Aici sunt ei puși. 2 sau 3, cred că sunt 3. Iată-le. Sunt pe 3 rame, foarte frumos. Albina arată foarte bine, e liniștită. Aici avem unul. În caz că mai vrem să schimbăm vreo regină sau se întâmplă vreunul să n-aibă regină, luăm de aici și vom folosi. Deci iernează și acești micuți, iată asta ce frumos e. Așa căldură este, zici că foarte cald, cred că în octombrie au fost zile mai reci ca acum. Iată, s-a desfăcut acest micuț, iată ce frumos e, tot așa pe 3 rame. Acum albina se desface și își duce hrană în cuib sau în zona cuibului, unde o să-și formeze ea cuibul. Acum își restructurează cuibul, se desface ghemul și când se face la loc, să sperăm că se va face la loc, dar nu a venit primăvara din ianuarie, aici e unul și mai micuț, numai pe 2 rame, iată ce frumos stă. Deci acestea sunt reginele de rezervă. Foarte, foarte frumoși. Deci toți 3 stau aici cu minți. O să venim cu turte mai încolo un pic. Încercăm să amânăm cât mai mult hrana aceasta cu turte.
Bun. Așa. Totul e în ordine. Acum să fii în stupină, să urmărești un pic zborul. Iată și aici a ieșit afară ăsta. Să mai verifici un pic să nu... Cumva să fii intrat șoareci. Se întâmplă să mai intre câte un șoarece, da? Nu știu dacă la ora actuală mai e prins tu. Aici avem o familie care a ieșit foarte, foarte bine la zbor. Ia să vedem care-i treaba. Care-i treaba cu ea? Sau de zumzetul la albină? Deci că au plecat acum la culies. Și foarte bine, nu-i foarte mare. Iată. Pe 5 rame. Pe 5 rame. Mămos. Frumușel. Iată. Acum important e să fie prezenți, că de dezvoltare ne vom ocupa noi. Ne ocupăm noi și de dezvoltare. Dar mai lăsăm un pic să stea liniștiți, să stea cu minți, așa, la odihnă. Și vegetația se odihnește, teoretic. Căldura asta o să ne activeze plantele, mai ales dacă ține mai multe zile. Punem capacul. Așa. Iată, asta. E, bun, deci totul este în regulă. Așteptăm să treacă lunile. Să începem activitatea de furajare, de stimulare. Iată, au ieșit foarte, foarte frumos. Iată și aici. Ce faceți, mă? Vă place la soare, numai că e prea devreme un pic. Nu știu dacă în 10 ani de zile am avut vreodată zbor pe 1 ianuarie. Nu mi-amintesc de așa ceva. Uite și ăștia. Bun, deci cam asta. Cred că în toată țara, dacă la mine au ieșit, înseamnă că în toată țara nu au ieșit la zbor. Probabil și în partea nordică a țării. Nu pot să zic zbor de curățire, mă uit pe capace, nimic. Nu văd niciun excrement, nimic. N-are de unde, în 3 săptămâni n-are cum să se acumuleze. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!